Salutare, bună seara, bine am găsit, dragi prieteni, la un nou videoclip. În acest videoclip reprezint niște cărți vechi. Vreau să vi reprezint cărți vechi și almanahuri vechi, ce mai bine spus. Aici avem un almanah. Nu știu cum să... Mă puțin. Almanah femeia, ce se numește. În 1986 ați le-am găsit un stand de cărți. Acum vreau să mai dau apară, știți cum e cu standul ăsta, că cineva aduce cărți și le poți citi. Cam asta e toată chestia. Din păcate este cam într-o stare destul de uzată. Da. A trebuit reparat aici. Vedeți? Bandă. Și observ că aici era de fapt ceva mă duce în eroare. Nu aș. Așa trebuia să fie, așa era coperta din față, nu știu. În fine, se zice Oșescu, erou între eroi neamului și... Nu știu ce scrie aici. Nu știu. În fine. Eu cum am acasă să le citesc, așa ca să vi le prezint aici. Avem mai, deci am tehnica montării unui spectacol pe o scenă mică. Editura București 1955. Este o carte chiar veche. Foarte veche. Nu prea arată nici asta prea bine, dar se poate citi, cred. Nu știu dacă are toate paginile, le are din fericire. Bine, acest lucru e super, cum trebuie să vă curs. Să mai urmeze și cât de curând și asta, că trebuie să merg și pe la luna asta, poate merg și pe la țară. Da, că a spus pe acolo și să mai salvez și te crezi și să vezi că așa că o să putem, da, vedem. Aici am concept din muzică de Bach. Pentru Abatros. Oh, asta nu-i nici ani. Oh, doamne, asta e de la bibliotecă. Eu pot citi. Între citită zlusă înapoi. În 1990 editură. Deci nu e așa nouă. Cum credeam eu. Adică nu e așa veche, dar e ok. Deci vedem. Ah.
Da, păi am mai aici o carte, raportul, care am găsit-o, bineînțeles. Raportul la cer de autoria, nu știu ce s-a, Congres a Patriei Comunist Român. Este o carte chiar întreținută. Tot așa am găsit-o, cu la asta ne cărți. Așa, cartea asta e din 1965, este foarte, foarte veche. Te pomeni că pe vremea asta era Gheorghe Gheorghiudeș, cred, că din 1965, deci nu era Ceaușescu pe atunci. Wow, chiar cât de plăcut. Așa, problemele ale politicii interne și este în padurii și a statului, despre tot multimedia, orientul socialist în țara noastră, editura politică. Asta nu știu dacă e manual sau carte de citit, dar trebuie să văd. Din 80. Da. Na, nu prea știu. Nu cred că e manual. Bun, aici un amanah scânteia. Asta e într-o stare excepțională pentru vechii mari. Deci e un mare lucru, 1187. Da, 1987. Așa, care ultimul este Almanahul Sănătății, 1989. Dura medicală, asta arată super fain, impecabil. E super tare, asta chiar vrar. Așa arată la deschidere. Noua, singura problemă a acestui amanah este coperta din spate care este ruptă. Va trebui să o reparăm. Ca să o repare mama. Pentru că e destul de uzat. Dar se poate citi. E doar restaurat. Asta vor veni fain în colecția mea, la manahul. Cam asta și cu acest video, sper că v-a plăcut, nu uitați de like-uri și controlați frutoase. Și da, m-am în plan, așa că, m-am... Așa. Să mai iau compa mașință, dacă... Și necesit. Ok, bye. Așa ce achiziție, adică mașința de tablă și CD-ul, da, da. Și când îmi pare pe cum, bineînțeles că eu fac un set tablă. Bye. Asta așa că nu știu cum să-mi peste. A, așa. Deasupra mâna așa ca să... A, așa.